Agatha Christie, Poirot, primele cazuri, citește Carmen Dumitriu. Doamna Cuvăl Observasem de la un timp că Poirot devenise tot mai nesatisfăcut și mai neliniștit. În ultimul timp nu avusesem cazuri interesante. Nimic în care micul meu prieten să-și poată exersa inteligența sa pătrunzătoare și remarcabilele sale puteri de deducție. În dimineața aceasta aruncă ziarul cu un nerăbdător cea o exclamație favorită de-a lui, care seamănă exact cu strănutatul unei pisici. Se tem de mine, Hastings! Criminalii din Anglia ta se tem de mine! Când pisica e acasă, oricei nu mai vin la prânză! Cred că cea mai mare parte dintre ei nici măcar nu știu de existența ta, am spus râzând. Poaro se uită la mine cu reproș. El întotdeauna și imaginează că întreaga omenire se gândește și vorbește de Hercule Poirot. Desigur, devenise faimos la Londra, dar tare mă îndoiam că existența sa băga groaza în lumea criminalilor. Ce zici de jaful de bijuterii din Bone Street de ieri în plină zi?" am întrebat. Frumoasă lovitură!" se poaru admirativ, deși nu este la înălțimea mea. Pa de finesse! Seulmon de l'audance!" Un bărbat înarmat cu un baston sparge geamul blindat al vitrinei de la magazinul unui bijutier și pune mâna pe niște pietre prețioase. Cetățeni de stoinici imediat îl prind un polițist sosește. E prins în flagrant delic cu bijuteriile la el. Este dus la poliție și atunci se descoperă că pietrele sunt false. El le deduse pe cele adevărate unei complice. Unul din cei mai destoinici cetățeni menționați mai înainte. Va intra la închisoare, adevărat. Dar când va ieși, o avere frumușică la așteaptă. Da, n-a fost prost gândit. Da, eu aș fi făcut-o mai bine. Câteodată, Hastings, regret că am o asemenea dispoziție morală să lucrezi împotriva legii. Ar fi plăcut, ca o variație. Înveselește te Poaro. Știi că ești unic în domeniul tău. Da, ce am la îndemână de făcut în propriul meu domeniu? Am ridicat din nou ziarul. Ia de un englez omorât misterios în Olanda, i-am spus. Întotdeauna spun asta și mai târziu descoper că el a mâncat pește conservat și că moartea este perfect naturală. Bine, dacă ești hotărât să mor, mai... Tiam, spuse poaro care se dusese spre fereastră. Pe stradă este ceea ce se numește în romane o doamnă în văluri grele. Ea urcă treptele, sună, bine să ne consulte. Iată o posibilitate pentru ceva interesant. Când cineva este atât de tânără și frumoasă ca aceasta, își pune văl pe față, numai dacă nu este vorba de o mare afacere. O clipă mai târziu, vizitatoarea noastră fu introdusă. Așa cum spusese poaro avea într-adevăr un văl gros. A fost imposibil să-i distingem trăsăturile până când nu și-a ridicat voalul negru de dantelă spaniolă. Atunci mi-am dat seama că intuiția lui Poirot fusese corectă. Doamna era extrem de frumoasă, blondă, cu ochi albaștri. Din simplitatea scumpă a hainelor ei, am dedus imediat că aparținea straturilor superioare ale societății. Monsieur Poirot, spuse ea cu o voce blândă, muzicală, sunt în mare încurcătură. Nici nu prea cred că mă veți putea ajuta dar am auzit atâtea lucruri minunate despre dumneavoastră, încât am venit ca să mă agăți de ultima speranță și să vă implor să faceți imposibilul. Imposibilul îmi place întotdeauna, spuse Poirot. Continuă, te rog, mademoiselle. Blânda noastră vizitatoare ezită. Da, trebuie să fiți sinceră, adăugă Poirot. Nu trebuie să-mi ascundeți nimic. O să am încredere în dumneavoastră, spuse fata deodată. Ați auzit de Lady Millicent Castle von am ridicat capul plin de interes. Anunțul logodnei domnișoarei Millicent cu tânărul duce de Southshire apăruse cu câteva zile mai înainte. Știam că ea era acea de-a cincea fica unui lord irlandez fără niciun ban, iar ducere de Southshire, una din cele mai bune partide din Anglia. Eu sunt Lady Millicent, continuă fata. Trebuie să fi citit despre logodna mea. A fi una dintre cele mai fericite fete din lume, dar, oh, domnule Poirot, sunt în mare încurcătură. Există un om, un bărbat oribil, pe nume Lavington. El, nu știu cum să vă spun, am scris o scrisoare. Aveam numai 16 ani atunci și el, el... O scrisoare pe care i-a scris-o acestui domn Lavington? O, oh, nu, nu lui, unui tânăr soldat. Țineam foarte mult la el. A fost omorât în război. Înțeleg, spuse Poaro cu blândețe. A fost o scrisoare prostească. O scrisoare indiscrete, să știți, domnule Poaro, nimic mai mult. Dar sunt expresii în ea în care, în care ar putea fi altfel interpretate. Înțeleg, spuse Poaro. Și această scrisoare a ajuns în posesia domnului Lavington? Da. Și el mă amenință că, dacă nu-i dau o sumă enormă de bani, o sumă care este aproape imposibil pentru mine să o adun, eu va trimite ducelui. Ce porc infect, am exclamat eu. Îmi cer scude, Lady sunt. N-ar fi înțelept să mărturisiți totul viitorului dumneavoastră, soț? Nu îndrăznesc, domnule Poaro. Ducele are o fire deosebită, gelos și suspicios și înclinat să creadă ceea ce e mai rău. Ar însemna să rub pe loc. Doamne, doamne, fă cu cu o grimasă expresivă. Și ce doreți să fac eu, Milady? că poate i-aș putea cere domnului Lavington să vă viziteze. Ea spune că v-am împuternicit să discutați problema. Poate ați reduce din cât cere. Ce sumă pretinde? 20.000 de lire. O enormitate. Mă îndoiesc dacă aș putea să adun chiar și o mie. Poate ați putea împrumuta bani în perspectiva dei căsătorii. Da, nu cred că veți obține mai mult de jumătate din sumă. Și apoi, e eh bine, îmi repugnă faptul să plătiți. Nu. No. Ingeniozitatea lui Hercule Poirot îl va învinge pe dușmanii dumitale. Trimiteți-l la mine pe acest domn Lavington. S-ar putea să aducă scrisoarea cu el? Fata negă. Nu cred. Este foarte precaut. Cred că el nu niciun dubiu că o are într-adevăr. Mi-a arătat-o când am fost la el acasă. V-ați dus la el acasă? Asta a fost foarte imprudent, milady. Da? Eram așa de disperată. Am sperat ca rugămințile mele să-l poată mișca. Oh, la la! La din lumea asta nu sunt mișcați de rugăminți. Le-a întâmpinat ca o dovadă de câtă importanță acordați documentului. Unde locuiește acest fin, gentleman? La bună Vista, în London. am dus acolo după ce s-a întunecat. O gemul. I-am spus că am să informez poliția până la urmă, dar el nu mai a râs într-o manieră urâtă, disprețuitoare. Chiar te rog, dragă Lady Millison. Fă o dacă așa dorești, a spus el. Da. Nu prea este o afacere pentru poliție, murmură Poaro. Dar cred că vei fi mai înțeleaptă, a continuat el. Vezi, aici e scrisoarea ta, în această cutiuță chinezească. A ținut-o astfel ca să o pot vedea. Am încercat să o smulg, dar a fost mai iute decât mine. Cu un zâmbet oribil am păturit-o și a pus-o la loc în cutioara de lemn. Se va afla în deplină siguranță aici, te asigur, spuse el, și cutiuța însă și se află într-un loc atât de inteligent, încât nu o să -o găsești niciodată. Ochii mi s-au întors spre micul safe din perete, dar el a dat din cap și a râs. Am un safe mai bun decât acela, a spus el. Nu, oh, a fost odios. Domnule Poirot, Credeți că mă puteți ajuta? Ai încredere în papa, Poirot. Am să găsesc o modalitate. Aceste asigurări sunau foarte bine, m-am gândit, când Poirot, galant, și-a condus clienta sa blondă jos pe scări. Dar mi se părea că era o problemă spinoasă. I-am și spus-o lui Poirot când s-a întors. Mi-a dat dreptate. Da, soluția nu-ți sare în ochi. Are biciul în mână acest Lavington. Într-un moment, nu văd cum l-am putea încolți. Domnul Levington ne făcu o vizită chiar în după amiaza aceea. Lady Millicent spusese adevărul când îl descrisese ca pe un tip odios. Simțeam o mâncărime în talpă, atât de pronunțată că i-aș fi dat un șut jos pe scări. Își dădea aere și se purta de o manieră insuportabilă. Râse cu dispreț de amabilele sugestii ale lui Poirot și, în general, se arătă stăpând pe situație. N-am putut să nu simt că Poirot abia se menținea la nivelul său, el arăta descurajat și crispat. Bine, domnilor, spuse Levington, își pălăria. Se pare că nu mai înaintăm. Cazul se prezintă astfel. Am să mai las din preț pentru Lady Millicent, pentru că este o tânără atât de fermecătoare. Rânji uricios. Să zicem, 18.000. Plecați la Paris. O mică afacere care mă așteaptă acolo. Mă întorc marți. Dacă banii nu-mi sunt dați până marți seara, scrisoarea ajunge la duce. Să nu ți spuneți mie că Lady sunt nu poate să strângă banii. Unii din prietenii ei, gentlemen, ar fi prea dorni să oblige o femeie atât de drăguță cu un împrumut. Dacă face ce trebuie în privința asta. Mă înroși la față și făcui un pas înainte. Dar Levington se întorsese pe călcâie și părăsi camera odată cu încheierea frazei. Doamne, am strigat! Trebuie făcut ceva! Par să renunți la asta, Poirot! Ai o inimă excelentă, prietene, dar celulele tale cenușii sunt într-o stare deplorabilă. Nu vreau să-l impresionez pe domnul Lavington cu talentele mele. Cu cât mă crede mai mărginit, cu atât mai bine. De ce? E curios, murmură Poirot pe gânduri, că mi-am exprimat dorința de a face ceva împotriva legii, chiar înaintea sosirii domnișoarei Milson. Ai de gând să-i percheziționez casa cât timp e plecat? L-am întrebat speriat. Câteodată Hastings Procesele tale mentale sunt uimitor de rapide. Se presupunem că ia scrisoarea cu el. Poară -o mă dezaprobă. E foarte puțin probabil. El are evident o ascunzătoare în casă pe care și-o imaginează inespugnabilă. Și când facem treaba asta? Mâine noapte. Plecăm de aici pe la ora 11. La ora fixată eram gata de pornire. Îmi pusesem un costum închis și o pălărie neagră. Poară îmi zâmbi cu prietenie. Nu văd că te-ai îmbrăcat cum trebuie, observă el. Hai să luăm metroul până la Wimbledon. Nu luăm nimic cu noi? Unelte cu care să intrăm? Dragul meu Hastings, Hercule Poirot, nu folosește asemenea metode primitive. Am obținut jignit, dar curiozitatea mea era foarte mare. Se făcuse miezul nopții când am intrat în mica grădină suburbană de la Buona Vista. Casa era întunecată și liniștită, Poirot merse direct spre o fereastră din spatele casei, ridică cerceveaua fără zgomot și mă invită să intru. De unde știai că fereastra asta va fi deschisă? Am șoptit, fiindcă, într-adevăr, părea prea simplu. Pentru că am tăiat în cuietoarea azi dimineață. Ce? Dar a fost foarte simplu. Am venit, am prezentat o carte de vizită fictivă și una din cele oficiale ale inspectorului Jack. Am spus că fusesem trimis recomandat de Scotland Yard. Să pun o încuietoare antifurt pe care domnul Levington dorea să o fixez câtă vreme lipsea. Îngrijitoarea casei m-a primit cu entuziasm. Se pare că au fost două tentative de furt aici, recent. Evident, mica noastră idee le-a trecut prin cap și altor clienți ai domnului Levington, fără ca să fie luat ceva de valoare. Am examinat toate ferestrele, mi-am făcut micul meu aranjament, le-am interzis servitorilor să atingă ferestrele până a doua zi, pentru că erau conectate electric și am retras politicos. Pe onoarea mea, Poirot, ești minunat! Mon ami. a fost extrem de simplu. Acum, la treabă! Servitorii dorm în partea de sus a casei, așa că nu riscăm să-i deranjăm. Presupun că seiful este băgat undeva în vreun perete. Seif? A, Iurea, nu e niciun safe. Domnul Lavington este un om inteligent. O să vezi. El trebuie să fie aranjat o scunzătoare mult mai deșteaptă decât un safe. Un safe este primul lucru căutat de toți. După care am început o cercetare sistematică a întregului loc. Dar, după câteva ore de răscolire a casei, cercetarea noastră nu dăduse niciun rezultat. Am văzut simptome de furie adunându-se pe fața lui Poirot. A, sapristi! Va fi Hercule Poirot bătut? Niciodată. Să fim calmi. Să reflectăm. Să judecăm. Hai! Înfă, enfin, să ne folosim micile noastre celule cenușii. Se opri pentru câteva clipe, încruntându-și sprâncenele la concentrare. Apoi, minița verde pe care o cunoșteam atât de bine se furișă în ochii săi. Am fost un imbecil. Bucătăria! Bucătăria, am exclamat. Dar imposibil. Servitorii. Exact, Asta ar spune 99 de oameni dintr-o sută. Și exact pentru acest motiv, bucătăria este locul ideal. E plin de diferite obiecte casnice. Ava, spre bucătărie. L-am urmat, extrem de sceptic, și l-am urmărit cât timp a umblat prin cutii pentru pâine, a pipăit crătiți și a băgat capul în soba cu gaz. În cele din urmă, obosit să-l privesc, m-am întors în birou. Eram convins că acolo și numai acolo vom găsi noi ascunzătoarea. Am mai căutat un minut, am văzut că era de acum patru și un sfert și că în curând se va face lumină, așa că m-am întors în bucătărie. Spre extrema mea uluire, o stătea acum în mijlocul lăzii cu cărbune, spre totala degradare a costumului său foarte îngrijit. Făcu o grimasă. Da, prietene, e împotriva tuturor instinctelor mele de a-mi strica în felul ăsta înfățișarea. Da, ce să faci? Dar Lavington nu putea să fi băgat sub cărbune. Dacă ți-ai folosit ochii, ai vedea că nu examinezi cărbunele, Apoi am văzut pe un raft, în spatele lăzii cu cărbune, că erau așezate niște buturuși de lemn. Cu dexteritate, poarole de dădea jos una după alta. Deodată, exclamă pe un ton scăzut. Cuțitul tău, Hastings! I l-am dat. Părut să-l introducă în lemn și, deodată, buturuga se despică în două. Fusese frumos tăiată cu fierăstrăul la mijloc și o cavitate săpată în centru. Din această gaură, Poirot extrase o cutiuță de lemn de factură chinezească. Bravo! am strigat entuziasmat. Încet, Hastings, nu ridica vocea prea mult. Vino, să o ștergem înainte de a se face ziua. Strecurând cutia în buzunar, sări ușor din lada cu cărbuni, se scutură cât putut de bine și, părăsind casa în același mod în care intrasem, am plecat rapid spre centrul Londrei. Dar cel loc extraordinar am comentat eu! Oricine ar fi folosit bușteanul? În iulie, Hastings! Și era în fundul grămezii, ascunsătoare foarte ingenioasă. A, ah, iată un taxi. Acum, acasă, facem o baie și un somn bun. După emoțiile nopții, am adormit târziu. Când, în sfârșit, am pășit în sufragerie aproape de ora 1, am fost surprins să-l văd pe Poirot, rezemat într-un fotoliu, cu cutia chinezească deschisă lângă el și citind calm scrisoarea pe care o scosese din ea. Mi-a zâmbit cu afecțiune și bătut cu degetul în hârtia din mână. A avut dreptate, Lady sunt." Ducele nu i-ar fi iertat niciodată această scrisoare. Conține unii dintre cei mai extravaganți termeni de afecțiune pe care i-am întâlnit vreodată. Chiar, Poirot, am spus cam neplăcut surprins, nu cred că ar fi trebuit să o citești. Așa ceva nu se face. Erchiul Poirot o face, răspunse prietenul meu imperturbabil. Și încă ceva, am zis. Cred că folosirea ieri a cărții de vizită oficială a lui Japp a fost doar o glumă. Dar eu nu fac glume, Hastings. Eu rezolv un caz. Am ridicat din nume. N-are rost să te contrazici. Bași pe scări, spuse Poirot. Îmi trebuie să fie Lady Millicent. Clienta noastră blondă intră cu o expresie îngrijorată pe față care se schimbă într-una de încântare la vederea scrisorii și a cutiei pe care Poirot o ținea sus. Oh, domnule Poirot, ce minunat ați fost! Cum ați reușit? Prin metode destul de nepermise, milady. Dar, domnul Levington, nu mă va da în judecată. Aceasta este scrisoarea dumitale, da? Ea se uită peste aceasta. Da, o, oh, cum aș putea să vă mulțumesc vreodată? Sunteți un om minunat. Minunat. Unde era ascunsă? Poirot i-a povestit. Ce inteligent sunteți! Locut de pe masă. Am să o păstrez ca pe un suvenir. Am sperat, milady, că mi-ați permite mie să o țin tot ca pe o amintire. Sper să vă trimit o amintire mai frumoasă decât aceasta în ziua anunții mele. O să vedeți că nu sunt nerecunoscătoare, domnule Poirot. Plăcerea de a vă face un serviciu înseamnă pentru mine mai mult decât un cec. Așa că permiteți-mi să rețin cutia. O, nu, domnule Poirot. Vreau să o am, strigă ea râzând. Și întinse mâna, dar Poirot fu mai iută decât ea. Mâna lui se întinse peste cutie. Nu cred. Vocea îi se schimbase. Ce vreți să spuneți? Vocea ei devenise mai ascuțită. În orice caz, permitem să scot și restul conținutului. Ai observat, conținutul original a fost redus la jumătate. În jumătatea de sus, scrisoarea compromițătoare. La fund, făcu un gestabil și apoi întinse mâna. În palmă erau patru pietre mari strălucitoare și două perle mari, albe ca laptele. Bijuteriile furate în Bond Street, al alteri, îmi închipui, murmură Poirot. Jack ne va spune. Spre marea mea uimire, Jack însăși a din dormitorul lui Poirot. Un vechi prieten de-al mi se pare, îi spuse Poirot politicos. A furisit dracului, spuse Lady Millicent cu o completă schimbare de maniere. Și si tu, drac împielițat! Se uita la Poirot cu o uimire aproape împletită cu afecțiune. Ei, Gertie, îi spuse Jap, Cred că s-a cam terminat cu joaca de data asta. Nu credeam să te văd din nou așa curând. Îl avem și pe complicele tău, gentleman, care a făcut o vizită aici ieri, prezentându-se drept Lavington. Căci, în ceea ce îl privește pe Lavington, alias Crocker, alias Reed, mă întreb care din bandă a băgat un cuțit în el ieri în Olanda. S-o fi gândit că a luat bijuteriile cu el, nu-i așa? Și el nu le luase. El te-a păcălit și pe tine și le-a ascuns în propria lui casă. Ai pus doi tipi să le caute și apoi l-ai abordat pe domnul Poirot aici, care, cu un noroc uimitor, le-a găsit. Îți place să trângănești, asta-i," spuse fosta Lady Millicent, ușurel acum. Am să merg de voie bună. Nu pot să spui că nu sunt o lady perfectă. La, la, la și gata." Pantofii nu mergeau," spuse Poirot pe gânduri, în timp ce eu eram prea stupefiat ca să vorbesc. Am micile mele observații în privința națiunii voastre, britanice." Și o lady, născută lady, are întotdeauna o deosebită grijă de pantofii ei. Ea poate să aibă haine sărăcăcioase, dar va fi bine încălțată. Acum, această lady sunt avea haine elegante, scumpe și pantofi ieftini. Nici eu și nici tu n-am fi văzut-o astfel pe adevărata lady sunt. Ea este de foarte puțin timp la Londra și această fată avea o arecare asemănare superficială care trecea destul de bine. Așa cum îți spun, întâi pantofii mi-au trezit bănuieli și apoi povestea și vălul ei erau puțin melodramatice. Ce zici? Cutia chinezească cu așa zisă scrisoare compromițătoare în partea de sus trebuie să fi fost cunoscută de toată banda. Dar buturuga a fost ideea domnului Lavington. E, par exemplu, Hastings, sper că nu să mai rănești sentimentele din nou, așa cum ai făcut ieri, spunând că sunt un necunoscut printre bantele de criminali. Pe cinstea mea, ei chiar mă angajează când ei înșiși eșuează. Sfârșit.